asta în momentul de față. Trage pe dreapta în momentul de față. Colegi, aveți careva timp? Am și eu nevoie de un echipaj aici, lângă fleca centrală. A venit unul frontal cu... cu Loganul, dacă vă rog. Mai exact, la ce cod postal? Poftim? Postal mai exact. Lângă fleca centrală, mă, o să mă vezi aici. Sunt cu un Brabus. Stânga, la fleca centrală, nu vă pământ. Aaaa, unde s-a atât agent principal, tătare ales, mă auziți? Stânga, la fleca, nu? Sau... Da, da. Ce spuneți? Acum... Opa, se omoară, dai tot tipul ăla. Da, da. Mă auziți? Da, vă văd dumneavoastră, mă auziți? Bună seara, agent principal, tătare ales, s-a întâmplat ceva? Păi am văzut că ai venit direct, adică... Păi nu mai, nu ține frânele, la mașină am vrut să mă duc să... Te cert un echipaj acum? Mă cer cu ei. Aș dori că cred că e sub influența alcoolului, dacă vă rog. Da. O să trage aici pe dreapta, da, trage aici pe dreapta, dacă te rog. Trage aici pe dreapta. Ține-te după el în caz dacă fuge. Colegul cu elicopterul. Vezi acolo, în caz dacă face. Da, da. Iată. Nu, cred că o să fugă. Puneți-l să vă dea cheile. E zi, dar cum ziceți dumneavoastră? Colegul, poți spune pentru ce l-a stat tras pe dreapta? A intrat direct frontală mâine. Auzi. A tras direct către mine, mă înțelegi? Și de-aia am zis ca să-l verifici. Te-ai dat tipă de omor? Hai că da. Ar putea fi, să știi, o tentativă de omor. Bună ziua, vă ajutăm cu ceva? Întrebare acum pentru dumneavoastră, de ce ați făcut acest lucru? Vă ajutăm cu ceva? Nu înțeleg că e elicopterul deasupra. Culegul cu elicopterul, du-te un pic mai încolo, că pe ne auzim. Ridică-te un pic mai sus. Mă duc eu? Vă ajutăm cu ceva? Da. Nu. Ok. Ok. Colegul, ce ai doi să-i mai fac băiatul ăsta? Păi nu știu, verifică-l de alcool. Cel mai bine. Să-ți iau etilotestul. Dacă nu aveți treabă, vă rog frumos să părăsesc zona, că o să am de plăcut ceva mai ciudat. Mă înțelegi? De-ai... Colegul, ai verificat de permis de tot? Da, chiar bine. Ia, înainte să vă etilotestul, vă rog să prestați și mie bulețină dumneavoastră. Colegul, du-te și tu după papelul ăla, că s-o moară. Cred că aici e pe fleca centrală, te rog frumos. Sunt de la sering, nu văd apelurile. Mă duc acum. Da, e băiatul după fleca centrală, dacă poți urca sus. Da, așa? E cineva pe fleca centrală? Da, e un băiat care zice că a făcut apel că vrea să moară. Ăla de care s-a aruncat de la 2 metri și n-are nimic. Să-mi dai informație. Sunt două persoane. Două? Două. Deci urc în ce sus. Poftiți? Urc în ce sus. Ok. Medici, avem momentul de față, sau? Avem două persoane, una se dezbracă în pielea goală. Nu, zic medici. Se pune pe buza clădirii. Ok. Amândoi se pun pe buza clădirii. Da, mă duc repede după trei. Dă-le taser, dă-le taser. Nu, că nu mă văd oricum. Te-au văzut pe tine? Nu cred. Încerc să iau altitudine. Încerc să mă către ea că vine unul, Dă-i taser și îl încătușezi repede dacă vrei. Stați pe loc, mă duc către ei. Stați pe loc. Mâinile ridicate acum, mâinile ridicate.
Mi-arma la cap, mi-arma la cap. Sar mai jos. Sar. Dar de ce? Tu înainte ai mai fost odată pe aici. De ce vrei să... Pentru că nu sunt acceptat de lume. Ma. Alune. Sar, 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 dacă îmi faci ceva, sar, sar, sar. Mai în spate. Sar, domne, dați-mi cătușile jos dacă nu. Domne, mă arunc. Dați-mi cătușile jos. Colegii, am luat un domn care se sub... Stai pic. Permis de conducere. Aruncă-te, mă! Colegule, prins pe celălalt. În câteva momente voi ajunge în spate la... Voi fi la celule. Rog să vin și dumneavoastră ceilalți colegi, că na... Nu, bă, că am doi semnucigași. Lasă-mă, dacă nu... Să aruncă... Oh! Așa am reușit să... Hai după mine! Nu! No. Mă duc lângă el! Oh. Lasă-mă să le... Hai după... Am înțeles... Hai după mine! Păi, dați, tu mai sar cu taserul ăla, mă! Băi, dar tu mai sar cu cătușile alea, mă! Ai dat-i... Mă, ai dat-i zergat! Nu te mai spate! Ia-mă, frate, ce-a rupt! Maru, frate, Maru! Ia-mă, frate! Nu cred! Hai cu el! Să mă ajut! Hai cu ei la secție, repede. S-a aruncat ăla, s-a aruncat. Hai că s-a aruncat de la el, de datele din mână. Ăsta ce-a buzit? Sau, nu știu, s-a aruncat de la mine din mână, nu știu cum. Mai sare cu cătușele. Adul, adul. Vezi că-l bag în elicopter și îl ducem la secție, ok? Ok. Aoleu, frate. Bagă-l de urgență, hai. Hai că am pus repede centura. Ce uzi colegul de dinainte? Că de câte înțeles nu știu ce s-a întâmplat la poliție. Colegul, ne recepționezi? Da, recepționez. Ce s-a întâmplat? Sunt la celule aici cu un domn, nu? Ok, hai că-ți mai aduc încă unul acum. Tentativă de omor. Hai că mă duc-o jos, mersi. Vii tu? Hai. Hai, de și tu. Hai că-l ducem la colegul ăla de jos. Că văd că el se ocupă acum. Mă, avem medici pe tură în momentul de față. Nu știu, dacă nu s-ar putea să ofere o primă. Cam face un pic de teste pe la cap, să spună domnul. Îți cunosc de numele lui. Să văd dacă are vreo problemă, da? Ah. Nu cred. S-ar putea să aibă problemă. Păi dacă sunt tentative de omor, sigur trebuie să aibă de la ceva probleme.
Nu, păi unde colegul acum? Aici. A. Deschide aici celula, dacă te rog că îl pun înăuntru și după aia tot închide. Stai un pic, că am un pic de treabă aici. A. Păi deschide? Asta nu pot, nu pot. N-am cheie. Eu n-am cheie. Stai să rămâi aici, hai că vă deschide. Colegul, hai deschide dacă te rog. Ocupă-te de el, tentativă de omor, mă înțelegi? Dar tot eu! Te rog eu! Păi lași și pe ăla, bagă-l înăuntru, lasă-l acolo. Păzește-l tu. Ok, hai că nu ocupați-vă voi, gras. Eu... Tentativă de omor, zice? Da. Opa, care a vorbit? A vrut să arunce după fleca centrală, mă înțelegi? Și acum trebuie să resuscite sau ce? Nu, mă, e pleșinat. Mă rog. Aha. Trebuie să... Asta e, dă-i două palme. Dă-i două palme. Trezire! Dar cum am omoare din nou? Nu mai apuci tu să mai ieși din cel mai ieși. Iei buletul meu, dacă te rog. Veți primi o amendă de 2 milioane. Pentru ce? Pentru tentativă de omor. Oricum după aia mă omoare din nou. Dați-vă vreo frunză aici, ridicați-vă. Eu? Da. Oricum după aia mă omoare din nou. Hai! Nu, doar să mai ieșiți. Nu mai ieși. Acum ies. Aș dori și eu să știu unde este buletul meu, să vă pot legitim. Băi, pe asta? Trezirea dânsul, nu-i la mine, nu-i la înapoi. M-am înțeles. Dumneavoastră ce așa? Bă, se zbate! Bă, e... Acum a venit de la Revelion. Te omor! Păi și... Colegul! Ce s-a întâmplat? Treci celul, treci celul la... Am trecut măsură, știi? M-am osat la volan. Treci celul, hai! Du-te mai încolo. Repede celul. Nu! Du-te mai încolo. Hai, du-o rapid, 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 rapid! Nu pot mai repede, că e greu. Am urcat. Nu înțeleg ce prieteni în conștiință aveți dumneavoastră. Hai cu cătușele, frate. Ajutor! Bă, date! Date! Păi... A fost greșeală dumneavoastră, da. Unde? Pentru asta se dă mere și puncte. Nu mai, că-ți intra un... Păi e în autobuz, e șofer de autobuz, la mă... Hai, intră! Păi deschide! E deschis! Înțeles. În cazul ăsta să zic la colegul să-ți... Cum? În fiola? Ia și aia, să-ți acord. Cât ați avut? De ce am ingles? Mi-a zis că mult. Stai acolo. Treci în celulă. Până te electrocutezi. Unul la mână. Eu n-am unul la mână. Am mâncat și la mână. Hai, treci. Stai. Bă, nu-mi place asta. Asta e mare. Vreau cu pala. Acolo mergi. Eu am cărțit la mână. Ia tu. Boss. Da, nu vă mai suport. Nici noi pe tine. Destul de mistrat. Dumneavoastră... Prietenul meu nu a pățit nimic, s-a aruncat acolo. Gata, hai că nu mai ești. Păi și la anii ăștia de noastră, plăcați așa. Nu mai ești. Nu mi-am amintit pe aia, lasă-mă să plec. Du-te acolo, la colț. La colț, de ce? De-aia! Du-te la colț. Uite, ești la mijloc. Du-te la colț. Permisă cine le-a dat? Du-te la colț. Ce scarpe nou cu mâna pe frunte? Să vă amendez. Lasă, colegul, că-l amendez. Colegul, uitați după CNP-ului și nu mai deschide asta. Și dați-l după CNP-ului, caute CNP-ul. Caute CNP-ul, scarpe-te la ochi și caute CNP-ul. Că nu pot să-l văd. Nu înțeles. Dacă mi-a face în cazul ăsta să fie sancționat de către mine. Dacă nu știți un nume, nu pot face nimic. Dar problema mea e că dumneavoastră v-ați urcat sub influența alcoolului la volan. Da, și fără permis la volan. Mi l-am uitat în autobuz. Ei, că făceam terminatura 4197. Prietnică, stai că o spar. Era rebelionul și n-am mai putut să fac. Mă duc picioarele și spar cu picioarele. Spar cu picioarele. Spar cu picioarele. Okay. 100 de mii pentru tentativă de omor. Știu că este mai mult, dar nu ne permite tableta aia pe tableta. Ocupă-te, te rog. Și veți primi 10 luni de pușcărie. De asta. Aveți să stați. De ce pușcărie? Dați-mi un motiv. Dar ce s-a întâmplat? Tentativă de omor. Băiatul. Condus fără permis la el și sub influența alcoolului. Dacă faci la somn, nu știu ce se întâmplă. Ok. Doamne, stați puțin, putem doamne puțin sare cu cătușile? Vă rog. Da, mâine. L-ai trimis la pușcărie? Da. A, Jilava, da, hai. Bun.
am scăpat de... Următorul! A, du-te mai încolo, te rog. Următorul. Ție ți-am dat amendă pentru... pentru că n-ai avut permis. Urmează să primești și amendă pentru că ai avut alcoolemie. Ai băut, dar te-ai spart. Știu că n-ai voie să... Da, știu. M-au pus ăștia prietenii. M-au zis că dacă nu conduc așa, sunt un fricos. E păi, uitați ce unde am ajuns, la, la macincelă, la poliție. Nu-i bine să bei... Acum, tocmai acum mi-am dat seama că dumneavoastră nu veți primi nicio lună. Dar, stau eu stați un pic să mă uit aici pe agenda că scrie. Uite-te de permisul ăla, că dacă conduce fără permis, totuși. Nu poți să-l ierți. Nu, că l-am uitat în autobuz, m-a luat prietenii. Nu știu, că te putem verifica în bază de date, spune și mie. Nu, că am cu... Da. L-ai verificat în bază de date. Polițistul care mi-a dat permisul nu s-a prezentat. Am ce face. Ok, scriem aici. Haideți că... Știți ce, vă las liber decât cu oameni zile astea. Pentru că mi este milă de dumneavoastră, haideți, dădeți-vă mai în față ca să vă scot fătușele, că nu vreau să scoate popa. Numai bine vrei să dormi aici seara asta și pe mâine să te duci acasă sau... Ba da, aș vrea că... Ah, bine, te băgăm! În starea asta nu pot. Vei 5 ore să dormi? Da. Hai că te bagă 5 ore să dormi. Ajută-l cu lucrurile toți. Hai că eu-s băia ta de... Hai că nu-l bagă la ce el te-a cheie. Bă, guys, asta a fost un episod random, nu știu decât ei, să spun așa. Era somn și... Că a vrut la somn, l-am dus la somn, hai. Da. Bine, dai atunci. Coleg. Ce grad ai, mă, tu, coleg? Mă, agent principal. Tu? Eu cadet, dar port uniformă, dar gen ca și a zis șef. Dar numai nu de o stâmpătură sau... Da. Futu-i și am măzit, pau! Stai, că eu cred că închid. Da! Ba nu, n-ai închis, hai. Nu, stai să închid. Na, bine, guys, aici asta a fost tot episodul, eu v-am lăsat. O zi frumoasă, vezi și ne auzim data viitoare. Pa, pa!